În această dimineață, tinerii au poposit la Muzeul de Vian. Aceștia au avut posibilitatea să învețe pași de dans din pădure nime, să modeleze vase din lut sau să confecționeze obiecte din piatră. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, împreună cu Asociația Act Integration din Turnul Severin, ca urmare a muncii dumneavoastră a celor din mass media, faptul că ați mediatizat evenimentul Nunta la Români în luna martie anul acesta, am fost contactați de acest ONG care a dorit să aduc aici la Deva, în județul Hunedoara, pentru o săptămână 40 de tineri din România și din Serbia, pentru a cunoaște o parte din patrimoniul cultural al acestui județ. Una din temele importante ale proiectului este democrația și practic tinerii au puterea. Titlul proiectului este un joc de fapt, adică USOCRACY, EU, European Union, adică finanțatorul, practic, IUS, tinerii, TOC, democracy, deci vorbesc, practic primesc puterea de a se implica în comunitatea din care fac parte. În această perioadă au loc mai multe activități, ateliere de creație, sesiuni non-formale de cetățenie, dar și de drepturi europene. Cei 17 români și tot atâția sârbi au fost extrem de entuziasmați atât de vestigiile istorice vizitate în județ, cât și de atelierele experimentale la care au luat parte la Muzeul de Vian. Acest atelier este foarte interesant, iar aici ne putem demonstra creativitatea. Pentru mulți dintre noi este ceva nou, deoarece noi nu avem în zonă astfel de activități. În contextul Anului European al Cetățenilor 2013, proiectul explorează modul în care tinerii își pot exercita drepturile și importanța alegerii unor activități culturale, creative și voluntare constructive în procesul de dezvoltare a tinerilor și a comunității în care trăiesc.